Bine v-am regăsit! Astăzi o să vă prezint din nou o tehnică de construcție, tot tehnica SLIM, deoarece am văzut că aveți un interes aparte despre această tehnică. Într-adevăr, este o tehnică care a revoluționat conceptul despre unghii tehnice, însă, prima dată, nu uitați să-mi dați un like și un subscribe înainte să începem. Acest lucru este important deoarece vreau să fiți la curent cu absolut tot ce postez. Pentru că zilele următoare voi posta în fiecare zi un filmuleț cu tema Valentine's Day. Ok, acum vom pregăti unghia naturală. Eu voi folosi un buffer de unică folosință, v-am mai spus și în videoclipurile anterioare. Îl folosesc la o singură clientă și la rung. Băfâim foarte bine. Înainte de această etapă, eu am curățat cuticula. V-am arătat într-un alt video cum se curăță cuticula ca să nu mai pierdem în acest video, să nu mai pierdem timpul. Și desprăfuim. Ok, acum vom lua lichidele de pregătire. Eu folosesc Nail Prep, pe care îl putem pune pe toată unghia, și pe unghia naturală, și pe unghia, și pe gel, dacă avem întreținere cumva la el. El se usucă la aer, îl lăsăm 30 de secunde. Iar după aceste 30 de secunde vom lua bază, vom da un strat subțire de bază. Eu folosesc Base Gel Rubber. Este foarte important să-l dați în strat subțire pentru a avea aderență cât mai bună între unghia naturală și următorul material pe care noi îl vom pune. Eu în mod normal îl aplic pe toate 5 unghiile odată și îl polimerizez la lampă 30 de secunde. Ok, și surpriza acestui videoclip va fi Smart Tips-ul. Noi vom face astăzi Slim Nails cu ajutorul Smart Tips-ului. Eu acestea le folosesc. Iar ca și gel o să folosesc, bineînțeles, tot Polygel. Folosesc One Step-ul de la Nail Art. Ăsta îmi place cel mai mult. Are cea mai bună rezistență din câte am încercat. Cap și pensulă. Această pensulă cu două capete, tot de la ei o folosesc. Tot One Step se numește. Este foarte, foarte, foarte bună. Ok, și acum să revenim la ale noastre, o să luăm un șervețel pe care vom șterge excesul de cleaner, pentru că vom înmuia pensula în cleaner. Eu am ales deja tipsul pentru arătătorul meu. O să luăm poligelul. Iar cu ajutorul spatulei vom lua o cantitate de poligel pe care o vom pune pe tips. Înainte să vă măsurați așa la ochi cam cât de lung ați vrea să fie unghia, ca să nu aveți foarte mult de pilit la ea. Deci, vedeți, am lăsat surplusul, am lăsat pe tips, iar acum vom, cu pensula umezită în cleaner, vom modela ușor. La noi, această unghie va fi ovală. Acum, ideea e că eu nu fac slim pătrat. Unghiile pătrate nu prea se pretează pentru slim. Pieptănăm frumos materialul până la lungimea la care dorim noi să fie unghia. Deci, vedeți, l-am așezat frumos, uniform. Ideea e să nu... Trebuie să fie uniform și să nu apăsați foarte tare. Iar acum, după ce l-am aranjat, îl vom pune pe unghie. Eu îl lipesc pe 3 sferturi din unghie, din unghia naturală. Ideea e să urmăriți să fiți drepți pe unghii, să nu cumva să duceți tipsul strâmb. După asta, acum la mine este un pic mai greu să vă arăt, dar la clientă eu am acea lampă portabilă și o pun pe clientă să-mi aprindă lampa deasupra. Eu acum o să mă închinui puțin, îl țin câteva secunde să se prindă puțin și pe urmă îl bag 30 de secunde în lampă. La fel fac și la clientă. Clienta, când eu îi spun, ea aprinde acea lampă portabilă câteva secunde și pe urmă bagă toată mâna, bine, după ce termin cele 5 unghii. Ok, acum după aceste 30 de secunde eu voi putea strâng ușor de tips și vedeți că el se desface. Super! Deci a ieșit super și îl mai las un minut la lampă. Pentru pilire o să folosesc aceste capete de freză. Mie îmi place foarte mult. Pe acesta o să-l folosesc pentru partea de suprafață. Puteți să lucrați la o turație mai mare până vă luați bordura aia care a făcut-o tipsul. Și să nu înclinați, să coborâți vârful. Ea trebuie să rămână, vedeți, drept, perpendicular pe unghie. Deci capătul frezei să rămână perpendicular pe unghie.
dintr-o parte în alta. La mine a rămas destul de uniform, deci mă opresc aici și voi lua o pilă. Pila o să lucrez cu suprafața de 180, adică suprafața mai fină, și voi da formă. Voi începe cu partea de jos și din partea de jos voi merge prin pilire de jos în sus pentru a ridica vârful. Trebuie să fie oblic și la fel și laterala. De jos, din punctele de creștere, îndreptăm spre vârf, dar oblic, ca să ridicăm încet vârful. Sper că reușiți să vă dați seama cum lucrez eu, că un pic este mai greu pe mine. Deci, de jos în sus, din punctul de creștere în sus. Aceasta trebuie să fie mișcarea. Iar după ce ne-a dat forma finală, acum vom lua un șablon și vom măsura unghia. Trebuie să fie egală cu toate celelalte. La mine este ok. Dacă trebuie să mai scurtați, mai puteți puțin scurta. Ok, acum, după această etapă, vom pili suprafața unghiei. Mișcările la suprafața unghiei trebuie să fie mișcări lungi și nu apăsați cu pila, dintr-o parte în alta lungi. Și acum verificăm din nou laterale, un lateral și celălalt lateral, vârful, ne uităm, întoarcem și mâna clientei să vedem dacă unghia cumva îi strâmbă. Practic facem ultimele retușuri. Iar acum vom lua celălalt capăt mai subțire, cu care noi vom lucra pe dedesubt, vom curăța toată partea de dedesubt a unghiei. Aveți foarte mare grijă să nu vă sară, deci nu apăsați foarte tare, că în momentul în care apăsați, el vă sare capătul de freză și riscați să stricați unghia. Și curățăm încet, încet, din aproape în aproape. Ce-mi place la acest capăt de freză este că intră și curăță foarte, foarte bine acolo lângă, între unghia naturală și gel. Iar acum ne verificăm să vedem cum arată, să nu avem vreo bordură sau dacă este ceva, ca să putem acum să remediem. Desprăfuim acum toată unghia și, bineînțeles, nu uităm, este foarte important să băfuim toată suprafața unghiei. Această etapă este foarte importantă la unghiile slim, pentru că noi, finisind cu bufferul, nu ne va rămâne nicio muche, nu va rămâne nicio striație pe unghie. Este important, la unghiile slim se vede absolut orice defect. Acum ne apropiem cu pași repede de final și e ultimul pas pe care trebuie să-l facem, vom folosi finish, pe care îl vom da
foarte subțire. Eu aleg prima dată să fac și partea de jos pentru că îmi place cum arată. Am pus un pic de finish și cu o pensulă voi întinde foarte bine. Aveți grijă să nu vă rămână surplus. Deci el trebuie doar întins puțin pe partea de jos. Dar acum vom reveni la suprafață, unde la fel vom da foarte pensulat. Deci nu faceți apex, la slim nu se face apex. Însă este important să puneți finish și sub cuticulă, să acoperiți bine fiecare zonă, toată zona. Iar pe urmă îl polimerizăm în lampă un minut. Este suficient. Iar astăzi mi-am propus să vă arăt cum fac și linia dreaptă, să vă arăt modelul pe care l-ați văzut în poză. Folosesc o pensulă subțire, Zero Long de la Crystal, eu asta o folosesc, și folosesc un gel de suprafață. Este important să folosiți un gel de suprafață, deoarece nu mai are nevoie de finish peste el, are strat de protecție în compoziția lui. Ca idee, prima dată ne trasăm o linie subțire, dinspre cuticulă spre vârf. Nu vă faceți probleme dacă nu a ieșit perfect dreaptă, pentru că noi acum vom îngroșa pe parte și pe alta până ajunge la grosimea pe care noi o vrem și atunci noi putem cumva să o corectăm. Acesta este și principalul motiv pentru care nu o facem groasă din primă. Deci tot venim și ajustăm pe parte și pe alta, ne uităm și de sus și de jos, ne tot uităm la ea ca să fie dreaptă. Este important să nu arate rău. Deci uitați-vă. Este perfectă. Dar bineînțeles, deci dacă mai trebuie ajustăm fără nicio problemă, înainte să polimerizăm, putem să ajustăm cât vrem noi. După aia polimerizăm un minut și modelul nostru este gata. Deci uitați-vă și voi ce model de efect. Deci nici nu că se poate mai bine, nici nu este nevoie de mai mult. Dar stați că nu știu de ce vi le arăt așa, când vi le port arăta pe toate. Stați că îmi dau mânușa jos acum. Ia uitați-vă. Deci uitați ce frumoase sunt. Și o să vi le arăt și din lateral. Deci perfecte. Sunt îndrăgostite. Deci așa sunt de fericite, așa de mult îmi plac cum au ieșit. Sunt perfecte. Nici nu este nevoie de mai mult. Ok, și să punem și ulei de cuticulă. Este foarte importantă hidratarea cuticulei. Cred că v-ați săturat cât ați auzit de foarte important, dar toți pașii, absolut toți pașii sunt foarte, foarte importanți. Gândiți-vă că cuticula oarecum a fost agresată și are nevoie de hidratare pentru a se reface. Deci, de asta zic, este foarte, foarte, foarte important. Bine, în cele din urmă, nu uitați, dacă nu mi-ați dat un like, m-ar bucura tare mult să o faceți și, bineînțeles, nu uitați să-mi dați și un subscribe și începând de mâine, cred, că voi pune fiecare seară, timp de 5 zile, câte un filmuleț cu design de Valentine's Day. Deci, abia aștept să vedeți ce v-am pregătit.